Ierusalim. În larg de întunecate văi, ca porumbeia păcii sfinte, cu aripi de lumini și lacrimi, zburau acelor cuvinte. Sfârșitor, spunea Iisus, cu trupul în cui atârnat, o Tată, iartă-le purtarea, nu ține în seama lor păcat. Era începutul erei noi, în schimbul celei ce a pus, și întreaga Tatălui izbândă prin Fiul prea iubit, Iisus. Neprihănirea Lui și harul în orele de greva mare au ridicat la cer tărcarul ca primul rod de pe calvar. Căci, la Golgota, sus pe cruce, ca miel nevinovat și sfânt, Iisus a dăruit iertarea oricărui om de pe pământ. El a murit și a înviat a treia zi, după Scripturi, zdrobit și moarte și păcat și lanțurile vechii uri, în harul jertfei sale sfinte e taina vieții adevărate, ce vie morții din morminte și pe cei vii spre libertate. Și acest Iisus, duios și bun, și drept, și viu, din veșnicii, lumina vieții pe pământ, izvor de har și bucurii, speranța păcii și iubirii și a năzuințelor curate, în haina sfântă a nemuririi, la ușa sufletelor bate. Și tot așteaptă, și așteaptă, de atâția ani ca să-L primești în drum, afară, lângă ușă, stă Fiul dragostei cerești. N-auzi chemarea Lui duioasă, nu vezi a dragostei dovadă. Ce ar mai putea să facă Domnul ca Duhul tău în El să creadă? El ne-a iubit ca nimeni altul, ca preț pentru păcat s-a dat. Mai mult de atât, ce vrei în lume, nu e de ajuns să fii iertat? Când vei răspunde mântuirii plătită cu dureri și sânge? Cât timp va aștepta păstorul ce s-a jertfit? A plâns și plânge. Sprăjerii cerului te cheamă, te cheamă cei de lângă tine, te îndeamnă sufletul și duhul. Ce spui? Ce faci? Îți e rușine? Privește în urmă pașii tăi din valea noastră de păcat, ce mulți te-au înșelat răzând și ce puțin te-au ajutat. Prietenii stau lângă tine, cât timp ai bani, cât timp le dai. Când ai căzut în chip și în list, în chin și în lipsă, nu te cunosc, adio rai. Nu căuta pe lume cale destinul sufletului tău, numai Iisus te poate face și să ajungi la cer, la Dumnezeu. Nu vrei să scapi de-al tău păcat? Nu vrei o viață nepătată? Nu vrei să fii un fiu ceresc? Nu-L vrei pe Dumnezeu ca Tată? Nu-ți da câștigul muncii tale pe lucruri false de nimic. Nu îngădui plăcerii lumii să-ți frângă viața pic cu pic. Nu proslăvi o formă goală și nu lovi în cuvântul sfânt. Nu asculta de vocea lumii, desprinde-te de acest pământ. E timpul să înțelegi, acum, de unde vii și unde mergi, căci pe ale vieții tale drum, ce semăna ai să culegi. Și de-ai sădit numai nechină, te vezi rupi de-a tău amar. Vei căuta recoltă bună, dar totul fi va zădat. Prietene, oricine ai fi și oriunde în lume te-ai afla, Iisus așteaptă să-L primești, să-ți dea în dar iertarea sa. Vino la El cât mai curând, să guște cerului iubire, să urci cu sfinții împreună pe scara către nemurire. Gândește cum ai fost odată, ce ești acum,
și ce vei fi, și nu privi nelegiuirea ce schimbă fața zi de zi. Fii înțelept și înțelege și vină suflete acasă. Te așteaptă Paștele iertării cu Domnul, cu cei dragi la masă. Întoarce-te pe calea îngustă, primește dragostea divină, să duci cu tine pretutinde prea sfânta scumpa sa lumină. Nu amâna chemarea dulce, nu sta în bezna așteptării, hai, lasă în urmă viața tristă și calea largă a pierzării. În fața ta stau două căi, ești liber să alegi ce vrei, dar nu uita de Dumnezeu și ascultă azi chemarea sa, căci locul tău în veșnicie depinde de voința ta. Amin.